Nu știu cum vedeți voi ziua de miercuri, pentru mine este mereu o zi frumoasă, o zi de bucurie, mai ales seara, când seara poposesc cu cine? Altcineva decât cu tine. În seara aceasta, sper să nu vă mirați, o să fiu tot împreună cu două fete frumoase, înțelepte, pocăite, etc. Aș putea să spun foarte multe, dar atunci am iat toată emisiunea. Și dacă unii o să întrebați că de ce cu atâtea fete? Pentru că băieții voștri, adică mă refer la copiii voștri, sunt un pic mai comozi, ca să fiu drăguț. Ei până stau, până se trezesc, până se gândesc, până să le spun ce o să spună, nici eu nu știu ce o să-i întreb. Dai să nu iau seara cu băieții, sper să fie următoarea seară cu băieții. Sara, bine ai venit la emisiune. Bine v-am găsit. Mulțumesc că ți-ai făcut timp. Plăcerea a fost de partea mea. Sper așa să zici tu, Ioana, că plăcerea a fost de partea ta. Foarte, mă bucur să fiu aici. Da, e bun atunci, dacă te bucuri, bine. Știu că sunteți aglomerate. Aglomerate cu ce? Cu un nepoțel foarte drăguț, în cea mai mare parte. Apoi cu lucru și mai câteva activități de predare pentru copii la biserică și seara de tineret, repetiție de cor. Sunt curios cum ar fi diminețile de tineret. Ce faci, Ioana? Cum ești acum? Cu ce ți-o ocupi viața? Sunt bine. Sunt ocupată cu părinții mei, cu conducând afacerea de familie. Mă ocupă destul de mult timp, dar e bine, am făcut și o pasiune din asta. Cu ce ți-a mai mult timp? Cu părinții sau cu afacerea? Afacerea deja merge automat, cred că cu părinții e mai provocator. Da, dar oricum, părinții încet, încet se mai dau și ei pe braț. Acum să aveți voi tineri un pic de răbdare, așa mai vreo 40 de ani și iese bine, da? Dacă ai schimbat ceva în viața ta, la ora actuală ce ai schimbat? Acum, dacă Ioana are răspunsul, deja poate să răspundă, nu? Nu, dar nu are. Lasă, ai voie să gândești. Deci, ok. Dar toată lumea știe că n-ai știut că te întreb asta. Da. Dacă aș schimba ceva... Să fiu mai sigură pe mine. Asta mi-ar plăcea. Să fiu mai hotărâtă și să nu îmi analizez trecutul pentru mai mult decât a nu greși pe viitor. A, deci poți ajunge în situația aia când ieri n-ai trăit exact cum ți-ai propus sau așa. Da. Consider că ai pierdut un pic vremea, azi stai și analizezi jumătate de zi cum ai pierdut vremea ieri, iar mâine analizezi cum azi ai pierdut vremea, analizim vremea de ieri. Exact. Trecutul a trecut, învățăm ceva din el și mergem mai departe. Da, lucrăm la asta. Lucrăm la asta, dar mi-ar plăcea ca schimbarea să fie mai rapidă. La toți ne-ar plăcea, dar nu. Dar eu cred că la părinți le place așa cum ești. Da, probabil. Da, bunicii. La bunici, sigur. Deci bunicii, sigur. Da. Ce ai schimbat la tine, Ioana? La mine aș fi vrut să nu spun atât de des nu, ci mai mult da la provocări, la, nu știu, să probabil să risc mai mult. În sensul că m-am lăsat de multe ori condusă de frică și de nesiguranță și cred că am ratat unele ocazii sau unele trăiri în viață. Dar de ce? Voi trebuie să aveți în control toate lucrurile, să știți de unde se pleacă, unde se vine, unde se oprește sau care e problema? Păi siguranța, încrederea e bună, dar controlul e și mai bun, cum spun nemții. Și probabil de aia, ca să nu pierd lucrurile de sub control, am rămas în locul meu sigur, dar ratând probabil unele experiențe noi, unele trăiri noi, unele persoane noi. Hai să spun un lucru. N-ai pierdut nimic esențial. Okay. Asta e convingerea mea. Să vă spun de ce e convingerea mea. Nu așa că vreau să spun și eu ceva de dragul de a spune. Dar eu sunt convins că dacă ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu e dincolo de micimea noastră. Și dacă noi chiar am ratat niște chestii mari așa,
în mod inconștient, că nu le ratăm în mod voie, da? Eu cred că Dumnezeu ne-ar deschide mintea, hei, du-te mai departe, nu pierde vremea, deci nu. Dar e bine să le analizăm așa și tot o să le analizăm. Probabil că ține mult și de natura omului și voi o să șlefuiți mult, dar nu știu dacă o să vă schimbați radical, dar hai să luăm un subiect mai simplu. Ce ai schimbat la băieții din generația ta? Poate tot așa, siguranța. Siguranța să fie sigur pe ei. Să știe odată pentru ce trăiesc, să știe ce vor în viață. Ce nu vor. Ce nu vor. Când vor. Și să nu rămână numai la nivel de a ști, ci și a face. Interesant. Eu aș elimina cu totul jocurile video la care generația lor sunt, nu că e hobby, sunt blocați pe ele și îi rupe așa cu totul de realitatea în care trăiesc. Sunt așa într-o zonă de confort. Eu n-am vorbit de bebela sau din ăștia mici, eu am vorbit de băieți mari. Da, de băieți mari vorbesc și eu. Dar care refuză probabil să se, să se maturizeze sau amână maturizarea aceea. Deci tu ești de acord cu nevestele care când își prezintă băieții zic totdeauna de unul în plus? Sau chestia aia că băieții... Bărbații sunt tot copii, numai că li s-au scumpit jucăriile, da. Costă mai mult. Interesant, dar cine îi devine pe chestia asta? Adică era o vreme când bărbatul era bărbat, știa ce vrea, de unde pleacă, când vine cu tare. Că nu sunteți singurile fete care spuneți chestia asta. Da. Una chiar, nu cred că era disperată, dar cred că era sinceră. O zis la un moment dat, mă mărit cu primul care știe ce vrea. Și mă cer din nevastă. Numai să știe ce vrea și... Nu știu dacă e măritat sau nu la ora actuală. Au trecut. Ar fi interesant așa pentru un studiu de caz. Pentru un studiu de caz, dacă a trecut până a venit. Vine la vremea potrivită. Da. Ziceți-mi, de ce sunt așa băieții? Cu siguranță și educația de acasă. E ok să aibă un hobby, dar să nu facă un stil de viață din el. E ok să joace un fotbal sau mai știu ce alte jocuri mai are ca și recreere. O oră de două, trei ori pe permanente. Săptămână. Da. Și e cu totul altceva. E ca și cum am eu un hobby, dar nu îmi păstrez, nu consum tot timpul cu hobby-ul acela fără să investesc în mine fără să mă maturizez, să mă dezvolt eu ca și adult, ca și, mai ales ca și o tânără creștină în societate și în biserică. E vorba de responsabilizare, care fetele, din păcate, sunt mai responsabile în cazul, na, în zilele de azi, sau așa mi se pare mie. Nu, că asta era frământarea mea. Sunt ei așa mai aerieni sau sunteți voi prea pretențioase? Mi-am pus și de multe ori întrebarea asta. Și la ce episod ești? Păi, așa, cam una caldă, una rece cu subiectul ăsta, dar tind să cred că poate suntem și noi un pic prea pretențioase, dar și ei sunt aerieni. Artiști, da, ca să artiști, le zicem. Da, să le zicem altfel. Și cine are vină mai mare, tata lor sau mama lor? Despre băieți vorbim. Tata, eu zic tata. Nu, acum am zis mai repede așa că oricum... cu mamele, neapărat trebuie să te pui bine, nu? Așa, da, 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 da. Așa? Ea privește în perspectivă, am înțeles. Sigur că da. Și aș spune că amândoi părinții sunt responsabili pentru creșterea unui copil, doar că tata, am sărit mai repede să spun, mai ales fiind un băiat, cred că foarte mult contează să-l crești prin puterea exemplului. Te-ai gândit la model? Da. Și atunci, un băiat
chiar dacă ascultă și sfaturile mamei și o respectă, cred că se va uita mult mai mult ca și model la tatălui, chiar și, să zic, involuntar, pur și simplu. Păi dacă e, cum zice Ioana, toată ziua pe calculator și pe jocuri, îl vede pe taică-sul, unde îl mai vadă pe taică-sul? Dacă e și taică-sul pe al calculator, atunci e ok, joacă... Joacă în rețea. Joacă în rețea, FIFA împreună, da. Bun, ia să vedem. În creșterea voastră, formarea voastră, educația voastră, cine a avut influență mai mare, tata sau mama? Ambii. Tata mai mult financiar, mama mai mult emoțional, deci s-au compensat și au investit încă din adolescență în noi, în mine, ca să excelez la școală, ca să au insistat să mă duc la biserică, să mă dezvolt, să-mi dezvolt o relație personală cu Domnul și mama m-a influențat mai mult, știu eu, ca să cresc mai mult emoțional, pe când tata m-a pregătit pentru partea dură a vieții și cred că au făcut o treabă destul de bună. Mama l-a o singură. Păi, am vrut să vă întreb chiar la începutul emisiunii, dar am uitat că dacă nu mi le notez și eu, aș fi vrut să vă descrieți, cum vă descrieți voi pe voi. Știi că voi, generația tânără, sunteți obișnuiți. Noi n-am fost obișnuiți cu asta, să te duci undeva, spune 5 lucruri bune despre tine. Cum să spune lucruri bune despre mine? Păi, dacă sunt realități, la tine cine a fost? Tata, mama, bunica, moșul, strămoșul? Aș spune părinții, amândoi, mai mult mama. Și cred că sunt de menționat și bunicii, în cazul meu, cel ce puțin. Ce ai luat de la taică tu? De la tata... Numele, da. Ca și trăsători, toată lumea spune că seamăn foarte bine cu el. Și eu zic. Și... partea visătoare cu care... Sunt și bărbați visători. Da. Ok. Și că să viseze gratis. Da, așa-i. Așa. Da. De la mama? De la mama... Aș spune... Vezi, aici se vede la ea unde zici că trebuie să lucrezi. Acum atâta le coace, că ce o să gândească, ce o să înțeleagă mama din treaba asta. Zi o fată pe direct, da, după asta aveți 7 săptămâni în familie, timp să discutați și ai vrut să zici ce o înțeles ea. Și după 7 ce se întâmplă? Mai facem o emisiune. Am înțeles. Primul lucru la care m-am gândit a fost încăpățânarea. Dar aia poate să fie și bună. Bun, zici tu un termen mai drăguț. Statornicia. Nu. O lăsăm încăpățânare, am zis-o așa. Și perseverența. Asta l-a căutat. Da. Și mereu, iarăși asta am văzut la ea, e mereu deschisă spre a învăța lucruri noi. Și gata să muncească pentru asta. Și apreciez foarte mult. Ai zis ceva și de bunici. Da. De bunici, pentru că atunci când am fost eu și sora mea mai mici, am petrecut mult timp cu bunicii, tocmai pentru că ei aveau mai mult timp la dispoziție și pentru mine timpul petrecut împreună e foarte... Și-au făcut mai mult. Mai mult timp, da. De-aia apreciez asta foarte mult și timpul petrecut cu ei, faptul că și-au arătat tot timpul disponibilitatea pentru a mă asculta, pentru a mă sfătui una alta. L-am apreciat foarte mult. Ce ar trebui să aibă viitorul tău soț de la bunicu? Prima nepoată, am înțeles. Da. Da, bunicu e cel mai priceput la chestii de... La orice. De reparat, de aranjat, de
Bine, cred că ne putem descurca și fără asta, că și eu mai strâng un șurub sau ceva, dacă e cazul. Dar am văzut și modul în care se poartă cu bunica, plin de dragoste și în același timp cumva impunând un respect, dar nu frică. Deci un echilibru, așa. Interesant. Deci am aflat că sunteți două surori, voi? Un frate și trei surori. Pa, ce bine a fost de frate tu. Da. L-ați răsfățat sau l-ați scălmănat? Da, l-am încărunțit mai repede, cred că, decât ar trebui. L-a supraviețuit și el. A supraviețuit. V-ați înțeles bine, general, copiii? Da. Da. Chiar frații mei mai mari, e o diferență de 11 și 9 ani între noi și a fost așa o, pot să zic, o prăpastie între noi, ei cu generația lor, stilul lor de viață. Eu cu sora mea geamănă, fiind mai mici, a fost așa diferența, distanțarea asta între noi. Noi tot timpul am vrut să fim după ei și ca ei. Ei au vrut să mai scape de voi. Da, să mai aibă libertate. Dar așa ne-am apropiat. Ne-am apropiat în ultimul timp, s-a închis prăpastia aceea și suntem foarte uniți acum. Dar să știi că are și o logică, dincolo de maturizare sau altceva. Imaginează-ți cât de mare este diferența între o fată care are 10 ani și tu care ai 2 ani. Deci ce-i trece, unde îi fuge ei mintea la 10 ani și ce faci tu la 2 ani. După asta, diferența o văd eu foarte mare când ai 80 de ani și 90 de ani. Poate fi o diferență colosală. Dacă când unul are 30 de ani și al 40 de ani, nu e nicio diferență. Adică ești acolo, știi? Deci există o perioadă în viață în care diferențele astea, cum ai zis tu, foarte mult dispar, da? Spune, mă gândeam acum cât ați fost voi de mici când au plecat părinții din țară? 4 ani jumate. Deci la 4 ani jumate ne-am dus cu toți încolo. Deci tata a plecat cu un an, a fugit cu un an înainte în Austria și a pregătit terenul până să venim, să vină și mama cu noi 4 copii. Deci eu am avut 4 ani jumate când am dus în Austria. Înseamnă că ții minte destule la 4 ani. Da. Te-a afectat într-un fel? Deslipit de prieteni, ceva? Cred că m-a afectat mai ales integrarea în societatea aceea germană-austriacă. Era perioada aceea încă când nu erau bine văzuți străinii, mai ales din estul Europei. Și mai pe direct românii, dar nu numai românii. Da, exact. Și de aceea integrarea a fost o provocare mai mare. Dar fiind copilă, am trecut mai repede peste. Uiți repede, ierți repede și a fost ok. Da, da, și faptul că erați acasă 4... Da, exact. Intrați înapoi în clubul vostru, da? Da. Bun, părinți credincioși? Da. Cum îți descrii viața ta și relația ta cu biserica? Într-o continuă creștere și viața mea și relația mea cu biserica. Ai început de acolo de unde începe orice copil cu mersul la... Da, da, da. Da. Și apoi crescând și înțelegând tot mai multe, mi-am dat seama că nu suntem și nu putem nimic fără iertare și harul lui Dumnezeu și mântuirea Lui. Ce ți-amintești de la grupele de copii frumos? Cântările mi-au plăcut tot timpul și mai îmi amintesc, nu foarte în detaliu, dar îmi amintesc că când aveam niște lecții
despre Moise și ne-a dus învățătoarea de atunci o machetă cu cortul întâlnirii și tot. Și a fost foarte impresionant. O chestie vizuală. Da, da, da. A fost o chestie vizuală și, nu știu, parcă au adus toată Biblia acolo și nu a lăsat-o undeva departe. Adică era mai palpabil. Chiar dacă era în miniatură, era clar că nu o să ne plimbăm noi pe acolo, doar că, hei, uite, poți să vezi exact cum au fost, uite cum mergeau de aici, aici, cum era. Și ți-aduce aminte, care a fost cortul mai frumos care l-ai văzut sau care l-aveai tu în minte? Atunci când ni l-a dus, ăla. Doar că aia spre deosebire de situațiile în care ceva vizual îți îngrădește imaginația, atunci cumva parcă m-a încurajat să mi-o deschid și mai tare și să încep să-mi imaginez altfel și să încerc eu să vizualizez fiecare pasaj pe care îl citesc. Ați fost careva în Israel? Nu. Nici eu. Deci una din... Poate mergem împreună. Există bucurii care le ai când ajungi acolo, îți deschizi mintea la anumite lucruri, dar probabil una din dezamăgiri că Țara Sfântă pe care o ai în minte este mult, mult mai frumoasă decât ce se vede astăzi în realitate. Și eu cred că Țara Sfântă despre care vorbim atunci chiar era mult mai frumoasă, acum vorbim de mii de ani care au trecut din perioada în care o descrie Dumnezeu poporului care ieșea din Egipt și mergea acolo, dar așa când te duci, îți dai seama că ce ți-ai imaginat tu când erai copil, când citeai și ce poate fi acum, sunt două lucruri total diferite, pentru că s-a schimbat și societatea și natura și multe alte lucruri. După ce v-ați dus în Austria, ați avut biserică acolo? Cum a fost? La câțiva ani după ce ne-am integrat, atunci am aflat de Biserica Baptistă din Linz, care era pe atunci, cred că la vreo 40-50 de minute de noi, de unde locuiam. Mm-hmm. Cu mașină. Da, cu mașină, pe autobandă. Și atunci, da, nu vreau să greșesc timpul, și de atunci am fost nelipsiți de la biserică. Păi 45 de minute pe autobandă înseamnă Lugoj, Arad Lugoj. Ok, atunci Timișoara. Arad, Timișoara. Nu, că e 15 minute, nu poți. Deci, nu, nu, nu. Da, de o fi fost atunci. În străinătate, distanțele. Nu, eu mă gândeam de multe ori să spui aici că te duci la biserică la Siria sau nu știu unde, știi, Doamne ferește, te duci până acolo, adică ce distanță. Nu, în străinătate sunt oameni, aici am apreciat, care au depus sacrificiu foarte mare. Știi că unul spunea, Domnule, eu vin din capătul Aradului până la biserică, vin 7 km, știi? Dincolo merge 70 de km da. Sau 100 de km. Și atunci voi ați avut o perioadă când biserica era în familie, atât? Da. Da, dar nu a fost, poate a fost, cred că vreo 2-3 ani. Dar nu tot mi se pare mult. Da. Dar tot nu cunosc prea multe detalii, nu mai știu de atunci. Da, interesant, vezi, te rupi, că voi ați plecat de aici dintr-o biserică mare, cu de toate, pentru da. Toți, nu știu ce, și dintr-o dată te trezești tu și familia ta într-o societate străină, nu ai nici biserică, care pentru unii chiar îi ajută, știi, adică ai unde te duce, sau cel puțin în străinătate, multe din biserici sunt și un fel de cluburi românești. Că acolo mai mâncăm niște sarmale, mai povestim înainte, până nu era Facebook-ul și ăsta, să discutai care, cine, ce mai face. E bine. Cum ai ajuns acolo și te-am oprit eu? Cum ai hotărât totuși, după toate chestiile astea prin biserică, să ajungi tu la o relație personală cu Dumnezeu? Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Dacă tot am zis că mi-ar plăcut tot timpul cântările. Așa. Am fost într-o tabără cu tinerii și tot timpul
n-am făcut mari prostii, să zic. Acum noi înțelegem că tu ai fost tipul ăla de copii care cu părinți credincioși, cu bunici credincioși, mă duc la biserică, da, învăț versete, cântări. Asta este întrebarea multora, dacă nașterea din nou, relația cu Dumnezeu vine automat, în mod natural. Dom'le, m-am născut acolo, trebuie să se întâmple într-o zi. Și acolo vreau să ajung, doar că în tabăra respectivă am auzit, ne spunea unul dintre frați, kill the flesh, adică ucide carnea. Și atunci... La cine te-ai gândit să strângi de ghitară? Nu, la nimeni, doar că mi-am dat seama că totuși nu e așa numai hai că mergem înainte, mai trebuie să se întâmple ceva, mai trebuie să se întâmple ceva, exact, nu e chiar așa, trebuie să se întâmple ceva și îi o decizie radicală, adică nu e mai, nu am spus hit the flesh, deci nu doar să lovești, trebuia ucisă carnea. Și versetul pe care l-am auzit și mi l-am însușit ulterior a fost din 1 Corinteni 15 cu 10, unde Pavel spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Pancă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Pentru că tot timpul am fost mai perfecționistă, mi-a plăcut să mă descurc bine în ceea ce făceam. Și atunci, de multe ori, era impulsul ăsta de a lucra, ok, nu-s foarte bună în asta, dar pot să suplimentez cu muncă mai multă sau îmi găsesc altceva în care mă descurc mai bine. Și tot timpul voiam să fac mai mult, mai mult, mai mult, mai mult și am avut câteva situații, care încă se mai întâmplă așa ca și un geam bine șters de care mă mai lovesc din când în când și bine că e acolo, mi-am dat seama, hei, stai un pic, am lucrat mai mult decât toți, poate, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine și mi-am dat seama că eu pot să fac aici și mi se cere să fac, dar nu singură. Și că singură nu pot să reușesc și asta m-a ajutat să îmi văd nimicnicia, să zic. Cam ce vârstă aveai atunci? La faza cu Kill the Flash, 13 ani. Apoi, într-o continuă creștere. Într-o continuă creștere, da, rămâne progresată. Ce ai zice despre tine, Ioana, relația personală cu Dumnezeu, când a început? Istoricul a început din familie, informarea și toate celelalte. Relația personală a început pe la vreo 16 ani, atunci când mi-am predat viața Domnului. Era chiar de Paști și apoi după programul din biserică, programul corului, programul de poezii, de versete, de texte recitate din Biblie, predica, m-au cercetat și când am ajuns acasă am fost copleșită de tot programul și de lucrarea Domnului, practic. Și atunci, în momentul acela, mi-am predat viața Domnului. Am înțeles prețul cu care am fost răscumpărată și am început să apreciez mântuirea și jertfa Domnului Iisus. Super! Deci, faptul că te naști într-o familie cu creștini practicanți ajută, dar nu rezolvă problema. Nu, așa cum din doi ingineri nu iese automat și copilul inginer, cred că... Nu m-am gândit la chestia asta. Cred că la un moment dat fiecare decidem pentru noi. Părinții au o influență până la un punct, dar trebuie și noi să ne hotărâm, să hotărâm în ce direcție o luăm, fie spiritual, fie profesional. Și hotărârea ne aparține fiecăruia. În parte. Cum e după ce iei hotărârea aceea? Că există mai devreme sau mai târziu momentul să o omori, să o spargi în bucăță.
Cred că ai văzut ce avem acolo. Deci cam asta este spartul. Spartul înseamnă spart, nu? Da. L-ai făcut bucăți și asta este. Deci, după momentul acela, cum e viața cu Domnul? Așa, cum se zice, ca în filme, frumos, o să fiți binecuvântați mereu, fericiți. Nu. Nu, a, da. Nu. Și aia e într-o continuă creștere, ca să rămân pe ce am zis la început. Doar că există încercări care vin, există momente în care e foarte... momente pline de bucurie și... Care trec. Care trec, da. Și... cred că... e o luptă continuă. Și ce faci ca să te readuci înapoi așa? Da, ai zile super faine când ți se pare că cerul e pe pământ, nu știu ce, Dumnezeu îți ascultă toate rugăciunile, ești... Și ai zile în care ți se pare că cerul e închis, că Dumnezeu nu te mai iubește, că soarele l-a pus. Ce faci? Eu chiar literalmente cânt de multe ori. Cântările m-au ajutat tot timpul. Prefer să cânt așa, când sunt mai într-un cadru mai privat sau singură. Ai și plâns când ai cântat, nu? Da. Da, e ok. Da, da, da. Da. Da, ajută și aia. Sigur că da. Tot ce a creat Dumnezeu ajută. Și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea pacea Lui care întrece orice pricepere. Și cum te rogi? De exemplu, aș putea să zic sau am spus de multe ori: Doamne, știi ce e în sufletul meu, știi că mă simt poate singură, mă simt neapreciată uneori. Cu atâția tineri în jur, ea se simte singură, da? Da. Cu atâția care o apreciază, ea se simte așa. Și depinde acum prin... Care-i, deci care-i soarele Domnului, spui Domnului exact ce și cum. Ce simt și te rog să îmi dai pace și liniștea pe care numai tu poți să nu dai. Nu să-mi dai pace. Nu să-mi dai pacea ta, da. Așa, da. Cred că expresiile astea. Nu știu, tot așa mă frământă, dar n-am priceput niciodată. Care pot fi necazurile, frământările și problemele unei fete? Adică de la mine e simplu. Doamne, trăim într-o societate, e pace, e liniște, avem ce mânca, avem biserică, avem bucurie, avem de toate. Ce necazuri? Există frici care în anumite circumstanțe ies mai tare la iveală sau cresc, să zic. Hai că aici vreau să întreb pe Ioana dacă ea știe ceva de încercări. Da, cred că atunci când mi-am predat viața Domnului, cred că atunci au și început încercările mai personale. Atunci, cam prin perioada aceea, au început să mi-apară niște simptome în corp de dureri. Așa, inexplicabile. Da. Da, erau dureri de oase, au început cu o durere de umăr, care se muta de la un umăr la altul și cum era în perioada aceea de creștere, medicul a spus că și aveam lipsă de calciu, anemie, că e perioada de creștere. Crești, stai liniștită că se oprește, trece. Exact, am luat calciu, am mâncat multe alimente care să îmi regleze anemia, și totuși nu a ajutat și s-au agravat simptomele și abia în liceu, deci a fost așa au avansat durerile și stările, starea de boală, eram cred că și într-o fază de negare, nu mă gândeam că aș putea să fiu bolnavă.
Bun, vorbim de 16-17 ani. Exact, da. Jucam basket, jucam volei, simțeam la volei în liceu, simțeam la volei că aveam o durere în încheietură și nu puteam lovi sau servi de fiecare dată cum am vrut. Dar ce era, ce era derutant era că apăreau și dispăreau durerile. Vara nu aveam dureri sau pe perioada caldă și apăreau numai când se instala frigul, ploile, toamna, cam așa în perioada asta. Și mă gândeam, oh, părinții mei amândoi au reumatism, poate și la mine de la vreme sau am moștenit și eu reuma de la ei, tot la 17-18 ani. E un pic cam de vreme, da? Da. Și până când am ajuns în a 11-a, când nu mai puteam, am trezit într-o dimineață plină de dureri în corp, nu mai puteam să îmi dau plapuma jos de pe mine, nu puteam să duc o furculiță la gură. Am mers la medic, tot lipsă de calciu, iarăși mai mult calciu, n-a ajutat. Atunci, pe moment, dar iar au dispărut durerile. Până pe la vreo 21 de ani, când s-a agravat cu totul, când am mai putut să umblu și atunci am ajuns practic la spital, la secția de reumatologie, unde am fost diagnosticată cu lupus eritematos sistemic, o boală autoimună. Cum primești ca tânăr chestiile astea? Nu se cunoaște cauzele, sunt necunoscute, dar e o combinație între factori externi și genetică. Și când afli vestea asta, nu vine să spui, wow, sunt o persoană specială, unul la nu știu câte... Da, chiar sunt unul la 10.000, cred că. Cam așa sunt cazurile. Deci sunt special în cazul ăsta. Dar nu am... Când mi-a spus doctorița că e pe viață, atunci cred că m-a lovit realitatea și am început să plâng, să... Oai, nu. Nu am avut impresia că mi s-a prăbușit lumea la 21 de ani. Dar am urmat tratamentul pe care mi l-a dat și m-au pus pe picioare. Am avut o echipă foarte bună la spital, pe reumă, doctorița, asistentele, nu numai că au fost foarte profesioniste în ceea ce făceau și sigure pe ele, dar am primit și o susținere psihică și emoțională din partea lor. A fost, deci, toate una puse lângă alta m-au ajutat la recuperare. Acum, deci am zis eu de 21 de ani, că am spus-o și în alte ocazii, e o chestie clasică, dar nu o chestie care m-a marcat la începutul slujirii, m-am dus în vizită la o persoană în vârstă, zic eu, 84 de ani sau cât. Și, printre altele, ce mai faceți, nu știu ce, eram doi tineri din biserică, adică tineri, 28-29 de ani, cel la 84 de ani. Și fratele cumva nemulțumit, cos că din când în când mai are câte un junghi în spate. Și noi când am ieșit afară, ne uitam unul la altul și am spus, băi, ăsta se miră că la 84 de ani are câte un junghi și noi n-avem 30, suntem numai junghiuri, știi? Deci, ce vreau să spun este că nu-ți convine nici la 80 de ani să ai câte o chestie de genul ăsta. Așa, cumva, până atunci tot ai sperat că vine, trece. Auzi, la 21 de ani, fată, bagă-ți mințile în cap. Dacă nu face Dumnezeu o minune, așa ești toată viața, nu-ți pică chiar bine. Acum eu nu vreau să apăs pe rană, că nu, rana sper că s-a închis un pic, că ne mai maturizăm, mai nu știu ce, dar nu înseamnă că o să fie perfect toată viața. Și cu aceea că Dumnezeu poate face minuni, deci te poate scăpa de orice, nu asta e problema, dar nu-ți pui întrebări în relația cu Dumnezeu. Adică eu mă gândesc, dacă nu te-ai fi pocăit, dacă nu luai decizia aia pe la 16 ani sau ceva, ziceai, băi, mă bate Dumnezeu că n-am învățat psalmul 23, că aia s-o botezat, eu nu, aia... Bun, dar tu deja aveai o relație cu Dumnezeu și bănuiesc că încercai să fii, nu desăvârșită, dar serioasă, da? Da. Ideea e că lupusul mi-a arătat, de fapt, adevărata stare.
interioară, adevărata relație cu Domnul. Da, mergeam în biserică, slujeam, aveam părtășie zilnică cu Domnul, dar totuși nu eram în regulă. Eu credeam că sunt bine și eram mulțumită de starea mea cu Domnul. Dar cred că ca să mă maturizez și ca să devin mai serioasă în hotărârea pe care am luat-o la 16 ani, aveam nevoie de lupus pentru asta. Lupusul mi-a schimbat viața și m-a apropiat de Domnul mai bine decât perioada de pace în care am trăit înainte de lupus. Am fost obligată să depind numai de Domnul. Am rămas... de ce spun asta? În urmă cu 7 ani am încercat să mă întorc. M-am întors în Austria, la frații mei, la nepoți, și la o lună după ce am ajuns acolo, mi s-a activat boala. Din nou, a doua oară. Și am fost frustrată. E bine că am avut ca ancoră credința și viața de credință anii de dinainte, pentru că totuși aveam un fundament, o bază, dar totuși nu aveam încă seriozitatea aceea pe care o cerea Domnul de la mine. Și m-am trezit în Austria, incapabilă să muncesc și fără sănătate, nu răspundeam la tratamentele de acolo, cu toate că sunt niște tratamente la care nici n-aș fi putut să visez și care, din păcate, nu există aici în România și ar fi ideal dacă ar exista. Și sper eu cu timpul să vină tratamentul și aici în România. Dar au trebuit, cred că era nevoie de 3 ani pentru ca să răspund să apară primele semne că răspund la tratament. Dar în perioada aceea au fost alte simptome când s-a activat și de aceea nu le-am băgat în seamă. Erau complet diferite față de prima oară, erau mai subtile, dar coșmarul fiecărei fete sau fiecărei femei, de data asta lupusul a atacat exteriorul meu. A atacat pielea, a atacat înfățișarea mea, părul, pe care nu l-am avut așa, și cădea permanent. Și tădeam semne la primul tratament că răspund la medicament, apoi iarăși se oprea și apoi iar îmi cădea părul. Și mereu o luam de la zero și asta 3 ani la timp, la 3 ani la rând. În perioada asta am cârtit și de-aia am spus că lupusul a scos, de fapt, adevăratul eu la iveală. Cred că m-a obligat lupusul, m-a izolat cu totul, chiar dacă stătea la sora mea. M-a izolat totuși de lume, de tot ce era în jur și m-a obligat să mă privesc, să fiu sinceră cu mine însumi, să mă uit în interiorul meu, să văd chiar caracterul meu. Cred că am avut o imagine despre mine care mi-ar fi plăcut să fiu și am crezut că eu sunt așa, dar n-am fost. Și am cârtit, din păcate, am fost nemulțumită, n-am înțeles nimic, n-am crezut că când ziceam că e rău, n-am crezut că se poate și mai rău, dar în momentele acelea când nu am mai avut, am rămas singură, chiar dacă am fost înconjurată de frați, de nepoți, atunci, în momentul durerii, în timpul nopții, tot ești tu singur, tu cu durerea ta, tu cu suferința ta. Și când frații mei nu erau lângă mine, tot ce mi-a rămas, de fapt,
a rămas Domnul. Și atunci am citit o carte și și spunea autorul că nu-ți mai rămâne nimic, că nu mai ai nimic, ți s-a luat totul, tot la care ai ținut, tot ce ai avut, cu tot ce te-ai identificat, și tot ce-ți rămâne e Domnul Iisus. Ești mulțumit cu El? Îți este El îndeajuns? Și atunci pot să zic că am început să-mi las garda jos, să nu mă mai cert cu Domnul. Pe de o parte, l-am întâlnit și l-am experimentat și ca tată, pentru că dacă e tatăl meu, pot să vorbesc cu o anumită deschidere față de el, să-mi spun ofurile, să-mi spun supărările și să cer vindecare și rezolvare la el. Și le-am primit. A fost un proces lung, greu, dureros, dar am început să-L pun pe Domnul pe primul loc în viața mea, în perioada aceea, și de atunci a început să mi se schimbe viața. Am început să am pace și bucurie în mijlocul încercării și asta înainte să pot să răspund la tratament. Asta când încă trebuia să vină sora mea cu mine la baie, când nu aveam, deci nu credeam că o să mai pot să răspund vreodată la vreun tratament, dar vindecarea spirituală a venit atunci în perioada aceea. Și asta mi era mai important și aveam acea împlinire și acel întreg, cu toate că eram cioburi pe din afară. Și încă nici acum nu înțeleg contrastul ăsta, dar apoi cu timpul, la o perioadă, la câteva luni, după ce a început să-mi prefac viața cu Domnul, să mă vindec, atunci am început să răspund și la tratament. Și ce vreau să spun cu asta e că am învățat să laud pe Domnul când nu aveam nimic, când nu mi-a mai rămas nimic, când tot ce am avut era El și o boală și suferință. Și asta era și încă e mai de preț decât sănătatea, decât orice avuție, orice bani pe care i-aș avea. Probabil cel mai bine, cel mai înțelept lucru ar fi să tac, dar nu totdeauna pot fi înțelept. Te-ai gândit la ceva, Sara, cât a vorbit ea? Tăcem să... M-am gândit că nu mai vreau să zic nimic. Da, adică noi cârtim pe alte figuri și ne certăm cu Domnul pe alte, că nu e înghețat acum vrem noi, că copilării din asta, deși credem că avem o anumită relație cu Dumnezeu, pe de o parte, știi ce mă gândesc? Eu cred că Dumnezeu unora nu le dă greutăți, că nu le pot duce. S-ar prăbuși sub ele. Sună straniu, dar pentru că tu ai spus lucrul ăsta, îmi amintesc de un arădean pe care nu l-am cunoscut, care a fost o perioadă închis pentru credință și care spunea ceva de genul: dacă aș fi sigur că aș avea încă o dată experiențele cu Dumnezeu pe care le-am avut acolo, mi-aș dori să fiu din nou închis. E greu, nimeni nu-și dorește, niciun tânăr nu-și planifică, nu se roagă pentru asta, și mai ales am reținut când ai zis tu că interesant, te hotărăști pentru Dumnezeu și atunci încep, în loc să vină bucuriile, necazurile. E foarte frumos că te-am prins așa într-o perioadă în care se vede că ai trecut peste foarte multe și poți vorbi liber, că poate dacă te rugam să vii într-o altă etapă a vieții,
Nicio șansă. Nicio șansă, discuțiile noastre. Apropo, am avut o emisiune și o soră pe subiectul ei s-a deschis foarte mult. A fost superb, deci a fost superb așa. S-a deschis și după asta, pentru că locuiam la ei, știi cum sunteți voi femeile, cu analiticul, după ce am ajuns acasă, vai, frate, păstor, a fost împreună cu soțul. Nu știu, dacă am zis ce trebuie, trebuia să zic eu un pic, trebuia totuși să spun eu cum m-a vindecat Dumnezeu și am trecut peste ele și am uitat la ea și am spus, auzi, asta nu trebuia să zici, asta s-a văzut. Că dacă nu treceai peste, nu spuneai tu ce ai spus acolo absolut deloc. Adică asta nu trebuia să o spui, stai liniștit, tu ai spus ce a trebuit, că toată lumea a văzut că ai trecut peste ele. Dar n-am putea avea așa o discuție acum cu Domnul și să-i spunem noi trei, Doamne, Ioana a priceput lecția, hai, încheiem capitolul, revine totul la normal, că a priceput lecția, nu? Cred că lupusul e cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla vreodată. Pentru că am ajuns să înțeleg la ce se referă versetul, să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și toate celelalte lucruri mi se vor da pe deasupra. Dar în cazul meu am înțeles că ceea ce mi-am dorit a fost de fapt pace și bucurie, mai mult decât orice. Și astea le am acum. Le-am experimentat, le-am primit în timpul furtunii, în timpul încercării și continui să le am. Înainte să vin aici, m-am gândit iarăși la experiența mea cu Domnul în perioada aceea și chiar îmi lipsesc momentele acelea când eram lipită de pat și n-am rămas decât eu cu Domnul. Și știu că sora mea, Ana Maria, sora mea geamănă, mi-a cumpărat Biblia audio ca să... că nu eram în stare să o citesc, atunci nu mai dădeam drumul la CD și... lăsam pe Domnul să-mi vorbească și în timp ce El îmi vorbea prin cuvântul Lui, eu mă rugam și s-a creat relația asta de fiică cu Tatăl meu ceresc. Atunci am înțeles că am început să-L cunosc mai mult, caracterul Lui, cât e de frumos, bunătatea Lui, sugust, dragostea Lui, și am zis că trăsăturile Domnului, trăsăturile Tatălui meu ceresc, vreau să le dezvolt și eu, pentru că vreau să mă seamăn cu Tatăl meu ceresc. Și îmi lipsesc momentele acelea, pentru că acum sunt pe picioare, cum v-am zis, sunt implicată în conducerea afacerii cu părinții, cu treburile vieții și nu mai am același timp. Uneori sunt distrasă de grijile de zi cu zi, dar când venea cineva și îmi spunea, dar tu nu vrei să te vindeci? I-am spus, eu sunt deja vindecată. Și de ce să vreau să scap de un lucru care, de singurul lucru care m-a apropiat de Domnul, care e singurul lucru bun din viața mea? Eu am vrut să o întreb pe Sara, dar poate te întreb după. Tu ce ai notat pentru mine? Coșmarul fiecarei femei sau întâi m-am vindecat pe interior și apoi în afară? Da, experiențele sunt deosebite, dar știu un lucru, că ai rămas cu același tată. Acum, viața este normală, sunt momente când e patul spitalului, momente când suntem acasă, momente când trebuie să conduci firma, că asta este viața, încă nu suntem în cer și omul trăiește și cu cuvânt și cu pâine și trebuie să fim și o mărturie pentru alții, dar părintele este același și nici nu știu ce să ne rugăm pentru noi. Cum spuneam, mai bine aș tăcea și aș lăsa să încheie emisiunea. Pe de altă parte,
aș vrea să vă spun unora să nu cereți niciodată suferință de la Dumnezeu. Poate pot fi impresionat de o mărturie și să spun, dacă Ioana atât de mult a fost ajutată în relația cu Dumnezeu, mi-aș dori să trec pe acolo, nu cere niciodată chestia asta, pentru că dacă o să vină, atunci nu o să o primești ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, o să cârtești, o să spui că tu ai cerut-o și n-ai avut minte. Din potrivă, bucură-te de sănătate, de tot ce îți dă Dumnezeu. Iar dacă într-o zi Dumnezeu, în bunătatea Lui, va îngădui să treci, fiecare trece precărarea hotărâtă de Dumnezeu, încearcă, dacă nu te poți gândi la altceva, încearcă să te gândești că Cel ce a fost cu Ioana și i-a fost alături și a purtat-o în brațe și a mângâiat-o și a ajutat-o să șteargă lacrimile sau să plângă, e același și poate fi același și pentru tine. Sara, nu-ți mai dau voie să zici nimic. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au primit. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Sănătoși pe din afară, sau mai puțin sănătoși, să dea Domnul să fim toți sănătoși pe dinăuntru și să trăim frumos, să se vadă frumusețea caracterului lui Hristos în viața noastră și în măsura în care Hristos ne transformă pe noi, să ne folosească și pe noi la transformarea altora. Să aveți un timp binecuvântat!